sună kimchi, mi-am regăsit la un nou clip din seria noastră de jocuri de groază. Jocuri horror. Astăzi ne vom juca The Ice. The Hunt. Ice The Hunt, așa. L-am mai jucat eu puțin înainte. Asta în play. Ok. Just wanna talk about this breaking bushness. Already cracked. Așa. Make a map. Ok, casual. Ok. Sper că v-a plăcut episodul cu A horror hospital, dai? Ok, deci aici avem o hartă. Se deschide de revizorul 1. Ok, hai să inspectăm puțin acest loc. O plantă, cine ar avea o plantă în casă? Un dulap care se deschide frumos, dar nu e nimic. Ok, îl închidem și noi ca oamenii sau îl lăsăm deschis. Lasă. În priză nu putem să băgăm mâna pentru că ne-am curentat. Totuși aș vrea să văd. Avem un pat unde dormim cu soția pentru că îi văd un papuc. Ați înțeles? Și văd lenjeria. Aici avem o stropitoare. Ce naiba e? Nu știu. Da, mai pai că ok. Am deschis-o de mult, dacă știați voi. Avem aici o fereastră care nu se vede nimic prin ea. O, avem un sac cu bănuții. Unul din 12, ok. Închidem și noi că suntem măcar oameni. Nu putem să luăm cartea, de-astea, nimic. Ești trofeu? Ok. Nu-mi trebuia trofeu. Push the door to open. Opa, opa. Am pușat cât am putut. Îl vedem pe Traian Băsescu. Îl vedem și pe Ceaușescu. Doamne, ce e ăsta? Opa. Hai jos. E, șobolan! Opa, nu, nu, nu! What the fuck? Poți să cânt? Nu. Vază. Cea mai frumoasă vază. Ziceți voi că nu e frumoasă. Că nu e cea mai frumoasă vază pe care ați văzut-o voi. Lumânări în loc de lumină. Frumos. Încă una. Deci 4 din 12. Oare de ce ne trebuie astea? Un pian. Hai că vreau să cânt la pian. Dar nu pot. Avem aici o hartă. Deci noi suntem în acel pătrat. Și mi-a zis cineva că dacă găsesc ochii, pot să văd unde este. Dar nu știu cine să fie. Interesant, interesant. Dar de ce se mișcă cutiile acolo? Ranez iar? Ok, din nou planto. Un șemineu. Oh, hai să facem focul, mi-e cam frig. Un fotoliu de boss. O canapea.
Ok, o carte și o vază. Nu putem să le luăm. Și o ușă secretă. Nu? Nu, nu este. Iar am întors la băsiști. E ce ești cameră? Ne. Lăsați-mă că nu fac episoadele de groază mai lungi, însă. Însă nu vreau. Ați înțeles? Vreau. Bă. Ce se întâmplă? Geam? Găsit. Încă una. 6 din 12. Aragaz! Vreau să-mi fac ceva de mâncare. Vreau o farfurie de lut să mănânc. Pentru că n-am ce, sunt flămând. Mănânc și oameni dacă e nevoie. Coșul răsturnat. Ce om sunt și eu. N-am bun simț deloc. E, dacă așa m-a făcut Dumnezeu. Doamne, ok, aparent cineva a dat opa, închide ușa, ok. Cineva a dat pe cineva cu capul de perete. Ok. N-avem bani. Bă, dar ce se aude mă așa? Ah, suntem în bucătărie, am înțeles, am înțeles. Se aude mă? Ok. Serios, zici că era un om beat. Mă, caută cineva? Aha. Ok, deci în acest episod doar am explorat jocul, să vedem cum este și voi mai continua. Sper să nu vă supărați pe mine. Nu pot să dau pauză? Nu, nu? Ok. Sau, bada. Touch sensitivity, brightness. Sunt. E, lăsăm pentru data viitoare. Play. Păi stai. Să nu-mi zici numele. Ai de frate. Deci dacă mă dă de la început, e cea mai mare prostie. Deci dacă ies din joc, mă dă de la început. Și acum, sunt curios pentru că eu aveam 6 de astea. Hai de cap, nu trebuie să le iau de început. Ok, vom continua în episodul următor. Deci ați văzut că ne spuneți fix de la început, n-avem ce să facem. Da, iertați-mă, pentru că n-a apărut episodul la 6. Însă n-am avut și eu niște treburi, niște teme, chestii, ok? Dar noi ne vom revedea astăzi, poate, sau mâine. Cam atât cu acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like, subscribe și share. Și hai să facem lista. Like dacă vrei să mai continui cu jocuri de groază. Share dacă vrei să vadă și prietenii voștri să fim mai mulți. Și subscribe dacă vreți să fim o comunitate mare, mare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost The King. Toate cele bune. Pa, pa!